ăștia mănâncă cu capul pe partea cealaltă. Da, pe inăreurile la pășă, știi că le e mai simplu să mănânce. Da, da, da. Salutări, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De la Răzvan. De la Răzvan. Și pasiune pentru cei care nu știți. Na, astăzi ne aflăm la Voiajori. Aici cred că o singură dată ai filmat de când ai, da, ne cunoaștem noi. Da. Aici este compartiment, sunt compartimentele de fapt de zburători, de masculi, care momentan sunt separați. Eu practic Văduvia, o să-i zbor la Văduvia, așa că, bine, oricum, toți crescătorii în perioada asta iau separat porumbei, pentru că e mult mai chiar așa, să nu stresăm femelele, să nu fie ouă, să nu fie bătute de mascul la cuib și așa mai departe. Porumbeii primesc mâncare o singură dată pe zi. Astăzi am întârziat vreo, cred că 4-5 ore cu masa. În general le dau undeva la ora 11-12, că așa mi-am făcut programul. Și de aia e foamea asta așa mare. Ei trebuia să mănânce deja, să fie sătui. Dar, na, e ok acum în perioada asta o dată pe zi. Nu merită să... Nu că nu merită. Toată lumea cam o singură dată pe zi le dă în perioada asta. Porumbeii primesc mâncare nu foarte grasă, nu foarte ușoară, gen un mix destul de ok, destul de multă orzoaică, ar fi mers și mai multă chiar, și o mâncare poate un pic mai bogată în proteine, dar pe parcursul iernii acum eu zic că este suficient, le-am dat mâncare mai grasă și la femele deja se simte o problemă destul de gravă în ceea ce privește grăsimea, care se depune imediat dacă nu suntem atenți, deci trebuie avut foarte mare grijă în perioada de iarnă cu ei. Aici mai am de pus niște grătare și am cam terminat compartimentul ăsta într-un final, stai să-ți deschid. Aici ce-s mascul, femele? Aici sunt numai masculi, de ce aia zic? În ambele compartimente sunt doar masculi. Am înțeles. Ăștia sunt masculii de zbor, că ăștia o să concurez acum în sezonul 2023. Anul trecut ai avut totuși vreo două clasări destul de bune. Am avut multe clasări, dar am avut o femelă cu un rezultat foarte frumușel pentru mine. Un loc 4 județean la categoria general. O categorie extrem de grea, deci s-au făcut doar 4 porumbei ca idee. Știu că o să zică mulți că bă, ești locul 4 din 4, dar dacă din atâtea mii de porumbei au reușit doar 4 să facă categoria asta, gândiți-vă cam cât de greu este la noi cu etapele de fond, pentru că generalul, pentru cei care știți acum, se face din etape de fond, adică ai nevoie și de cel puțin 2 etape de fond. Este destul de greu, sincer. Explică și mie care e treaba, deci au fost 4 din 4, atât au reușit să se întoarcă sau cum vine, sau atât au fost cei care au putut să concureze la categoria respectivă? Nu, deci, tu în primul rând ca să clasezi un porumbel trebuie să ai, porumbelul respectiv trebuie să vină în primii 25% din toți porumbeii lansați la acel concurs. Dacă ți-a venit în primii 25%, a clasat. Tu ca să faci o anumită categorie, ai nevoie de, la viteză spre exemplu, la categoria viteză, ai nevoie de 5 clasări într-un sezon, okay. La categoria demifond ai nevoie de 4 clasări într-un sezon, la categoria fond ai nevoie de 3 clasări într-un sezon și la categoria maraton ai nevoie de 2 clasări într-un sezon. Scuze. Viteza este între 100 și 300 și ceva de kilometri, demifondul este între 300 și ceva și vreo 400 și ceva, 500, nu știu exact. Fondul între 500 și vreo 800, iar maratonul de pe la 800 în sus. Am înțeles. Mai sunt maratonele extreme de peste 1000, dacă deja vorbim. Da, da, da. Am înțeles. Da, deci, na, tu dacă ești mulțumit de rezultat, și asta e important, că na, eu nu le cunosc foarte bine, aici pentru e foarte mult de povestit, concursuri. E greu de explicat pentru un singur videoclip toată teorema, da, asta cu etapele și așa, na. Da, pentru cei care sunt cu Voiajorii pe canalul lui Răzvan. Eu înțeleg foarte simplu despre ce e vorba. Da, tu povestești mai multe la tine. Pentru, da, mine na, clar, nu e ceva prea cunoscută treaba cu concursul la Voiajori. Foarte mulți mă întreabă de ce nu concurez. Eu în primul rând am Voiajori. Filmez așa la Răzvan sau la persoane ocazional cu voiajorii de concurs, dar eu nu dețin voiajori în primul rând, mai ales de concurs. Deci, na, îmi place să învăț și să aflu ceva lucruri noi, dar dacă nu cunosc, nu pot să mă pronunț. Asta este unul dintre cei mai dragi porumbei mei. Foarte frumoasă culoare. Da, este o culoare foarte interesantă, este un porumbel de echipă care nu e porumbel deloc întâi, ca să zic așa, dar e un porumbel foarte constant. Când nu te aștepți, atunci vine și clasează. Anul ăsta ar fi făcut și el, săracul, 5 clase, dar am fost descalificat la prima etapă. La o etapă n-am putut să-i angajez, deci ar fi avut, să zic eu, cel puțin 5 din 8 clase. Ceea ce e destul de ok pentru culoarea asta. În primul rând, să reziste la toate etapele e foarte greu, pentru că da, e o culoare foarte predispusă răpitoarelor, imediat sare în ochii lor și poate să dispare. Deci culorile cu cât sunt mai deschise, da, de asta da, foarte mulți nu bagă porumbei albi, ca exemplu, dar nu că n-ar putea și porumbelul alb să zboare pe distanță, poate, dar... Care fac rezultate, dar da, greu. Contează lucrul acesta. Da. Mergem în partea cealaltă a crescătoriei, pentru că tu ai aici mai multe compartimente. Am 6 compartimente, 2 de reproducție, 2 de pui. O secundă să întorc microfonul către... Sau, nu, ok, lăsăm așa, hai că e bine. Bun, aici am femelele de zbor, stai așa să le dau și lor de mâncare. Foame mare și aici, după cum spuneam. Mai întâi primesc mâncărica, termină de mâncat, după aia o să vin și cu apă frumos, pam, beau apa, le arunc apa, nu rămâne apa în cuteț. Și cam asta ar fi. Ei nu petrec foarte mult timp acum iarna, pentru că nu prea am nici timp și nu prea văd sensul. O să le las 2 minute să se calmeze și după aia să o prezint și pe campioană, să o vezi. E fix femeia asta care se strecoară printre ele, e o soldată. Aha. Aia de încearcă să ajungă la mâncare, asta de prima, da. Da. Nu asta din dreapta, aia da, soldată, da. Nu vânăta, da. Da. O văd prima aici, soldata. Exact. Deci asta e campioana ta cea mai bine clasată în momentul actual. Da, are un loc 6 la o etapă de fond, foarte grea etapa respectivă, ceea ce m-a bucurat foarte tare, dar trebuie să am un pic grijă cu mâncarea, de-aia le-am dat o mâncare un pic mai ușoară, pentru că au început să se cam îngrași și nu e tocmai în regulă. De-aia așa să mă duc să o prind, că o să mănânce până... Bun, deci, hai aici, da, să... Asta este femeluța. Foarte frumoasă. Deci și la mână arată absolut impecabil. Eu sunt foarte strict din punctul ăsta de vedere, nu-mi place să aibă coada... nu știu, când fluturi porumbelul să-i se desfacă coada sau mai știu eu, deci îmi place să fie cât mai impecabil din punctul ăsta de vedere, să fie foarte mătăsos, spatele să fie puternic, trebuie să fie foarte puternic spatele unui porumbel ca să poată să facă rezultate. Furca, sunt cele 2 oase din spate care trebuie să fie cât se poate de apropiate, dacă nu chiar lipite, coada porumbelului să fie într-o pană, cât se poate de adunate penele astea. Nu-mi place când desface coada, după cum spuneam. Și cam asta ar fi. Ochiul porumbelului să-ți arate că e sănătos, să pară că e sănătos porumbelul, să nu fie trist, să nu se vadă tristețea aia în ochi. În rest eu nu văd nimic altceva în ochiul porumbelului. Pieptul îmi place să fie cât mai ieșit, cât mai, nu știu cum să zic, da, să fie cât mai lat, proeminent, da, în piept, și să fie așa forma asta de fus, da, cât mai aerodinamică. Da, foarte aerodinamică. Și se pare că și cel mai bun porumbel la mână a fost și cea mai bună femeluța mea. Deci nu m-a înșelat chestia asta. Asta este foarte important, că în primul rând tu ești mulțumit. Poate nu e un rezultat foarte wow pentru alte persoane. Județ, este la nivel de județ, nu este un rezultat de top național, dar având în vedere că m-am reapucat mai serios abia de 2 ani de zile de ei, e foarte ok. Asta e important, tu să fii mulțumit de rezultat. Este ok, clar vreau să ajung și pe podium mai încolo. E de lucru, dar este de lucru și la cât timp le-am oferit lor, sincer, deci sincer vă spun că ea a făcut mai mult decât aș fi meritat eu. Adică mi-a adus un rezultat mult mai plăcut decât m-aș fi așteptat. Deci porumița e foarte, foarte bună din punctul meu de vedere și o să-și merite locul în matcă dacă reușește să facă și un palmares. Palmares înseamnă să mai reușească să facă și anul ăsta încă o dată, cam, nu neapărat același punctaj sau ceva, dar să mai facă încă o dată categoria generală. Și atunci va ajunge în reproducție. Până atunci mai are de zburat. Ok. Mai departe e reproducția, unde încă e mizerie, pentru că nu i-am băgat la pereche și nu fac curățenie decât înainte să-i bag la pereche. Ăsta este stilul meu de a-i băga la pereche, așa fac în fiecare an. Da, oricum au grătare, deci nu... Da, au grătare, doar că, na, sunt mulți care le fac foarte des curat sau, na, mai știu eu. Eu așa am procedat în fiecare an și așa o să fac mereu. Deci la reproducție de 2-3 ori pe-am refac curat. Nu zic că e cel mai bun lucru posibil, eu așa procedez. Aici sunt doar masculi de reproducție, prima tranșă, ca să zic așa, care vor intra la pereche. Tocmai ce am făcut ceva achiziții, am adus și ceva porumbei noi. Am un fiu din loc 3 național, la categoria ASPID și o soră bună și de mamă și de tată cu acea femeluță. Ceea ce mă bucură că am reușit să aduc acești porumbei și chiar am mai adus încă 3 cu rezultate foarte bune, cu clasări bune și așa mai departe, să vi prezint imediat. Stai să văd, nici nu-i văd acum unde ești. Stai că nu mai văd, se mor și... Incredibil. A, uite-le. Acesta este un mascul de anul trecut. Fiu direct din loc 3 național, ASPID pui. Asta înseamnă să claseze 10 etape din 10, ceea ce e foarte greu. Au avut un punctaj foarte bun în 2014 la Farcaș Ciprian. Stai că l-am umplut de păr de iepure. Na, un porumbel foarte frumos. Bine, la tine e tot un porumbel, adică nu vezi nimic. Da, pentru necunoscători, na, cine știe, contează linia din spate. Asta e cel mai important la voiajori, pentru concurs. Linia pe care o are în spate, certificatul. Un punctaj iară foarte bun. Adică nu punctaj, un rezultat destul de bun, hai să nu exagerez. Pentru mine a reușit să mi-l aducă fiica acestui mascul, care nu se vede bine, că așa se vede mai ok, ca să nu fie umbra aia pe el, nu? Sau e prea în lumină acolo. Bun, deci asta este tatăl. Stai că am răgușit. Asta este tatăl femelei cu loc 52 în finală la Columbodrome Internațional Brașov. Deci am reușit să iau locul 52 în finală. Ceea ce este iarăși un rezultat destul de bun, având în vedere că este primul an în care am participat la Columbodrome. Sunt fericit că am și eu un finalist acolo. Am băgat 2 porumbei, iar unul a reușit să-mi ia locul 52. O femeluță care mi-a adus o satisfacție foarte mare pentru mine. Iarăși, porumbel cu locuri fruntașe, locul 1, locul 2, locul 4, locul 6 în același an. Porumbel foarte bun. La fel, ăla de acolo mușcat la gât este tatăl femelei de la alt Columbodrome, de la Transilvania, care a luat locul 35 în semifinală, dar în finală nu a mai susit. Foarte mulți porumbei cu pedigree pompoase, dar până nu văd și rezultatele degeaba, că pedigreele nu vorbesc, degeaba o pedigree foarte bună dacă na, nu au și rezultate. În fine, anul ăsta, ca să nu mai vorbesc atât de mult, anul ăsta vreau să-i pun la pereche mult mai devreme, pentru că vreau să bag și la Columbodrome și vreau să țin ceva pui la semintuneric, deci na, o să-i pun mult mai devreme decât obișnuiam în general. În câteva zile o să-i vaccinez și după aia urmează să-i pun și la pereche. Tratamentele de iarnă le-am făcut, urmează să le mai fac după ce se... nu, înainte să... ba da, nu, stai că mă bălbâi. După ce se vor roa, urmează să le mai fac un tratament de 3-4 zile de tricomonoză și cam asta ar fi, ca să nu dea tricomonoza la pui. Momentan oricum nu prea există tricomonoza, nu că nu prea există. E destul de puțină tricomonoza în perioada asta rece. În general tricomonoza apare la stres, la căldură, în căldură se dezvoltă și în umezeală, în umiditate se dezvoltă foarte repede. Dacă observi, da, e mizerie, deci e foarte multă mizerie, dar este uscat. Deci da, nu vezi da. Umezeală, să fie umezeală în coteț, lucru care este foarte, foarte, foarte important. Dacă e umezeală, cam nasol, nu prea faci mare chestie. Acolo este tatăl campionii, acolo că nu mai văd că s-a mutat, stai așa. E tot un soldat, uite-l acolo, ăla este tatăl campionii. Vreau să-l vezi, uite-l ăla de acolo. Porumbel foarte interesant. Plus că am achiziționat iarăși porumbei de pe Columbodrome, foarte mulți. Deci am foarte mulți porumbei achiziționați în ultima perioadă. Cred că o să mai am și ceva de vânzare, o pereche, două maxim. În rest am dat tot ce s-a putut da. Na, cam asta ar fi de arătat. Așa, mai am încă o reproducție dincolo și femelele de la matcă. Hai să le vezi și pe alea repede. Oricum, pentru cei care vor să vadă mai multe clipuri cu Voiajori, pentru că la tine pe canal explici mai multe și prezinți destul de des cu Voiajori. Cei care sunt în domeniu, na, da, înțeleg. Dar sunt multe femele, mult mai multe decât masculi. Nu sunt mult mai multe, mai am o reproducție aici. A, am înțeles. Deci am 50 și ceva de perechi, enorm, e mai mult decât jumătate, decât țin eu în general. M-am aglomerat foarte tare. Știu că o să fie deștepți care o să zică că nu faci nimic așa. Știu și eu chestia asta, că nu faci nimic așa, doar că nu am ce să scot până nu încerc acești porumbei. Nu am efectiv ce să fac. Trebuie să încerc, pentru că sunt porumbei din linii foarte bune și practic n-am făcut nimic dacă îi elimin sau îi dau. Adică anul ăsta vei încerca cu toți, la anul înjumătățești. Anul trecut și... am înjumătățit din ce am adus și anul ăsta am mai adus iară din vreo 3 părți mulți și trebuie să încerc și pe aceiași. Și pe aceea. Dacă ați văzut anul trecut în videoclipurile mele, aveam la fel foarte mulți. Din aia am înjumătățit, am oprit doar ce am mers, dar am adus alții. Pentru că tot așa s-au lăsat vreo 2 prieteni de mei și erau porumbei care nu meritau să fie lăsați deoparte, așa că am adus... am adus ce mi-a trebuit, na, să zic așa. Dar în 2 ani de zile nu o să mai vede așa ceva la mine. Mai mult de 25 de perechi, 30 maxim, cu tot cu perechile de Columbodrome, nu o să mai vedem de producție, pentru că este chin să ții atâtea perechi. Vă spun sincer, mănâncă foarte, foarte mult, e foarte mult de muncă, e foarte greu de făcut curățenie, e foarte greu de hrănit. Da, timp și hrană multă, tot. Adică nu merită, da, corect. Și rezultatele nici măcar pe jumătate față de un crescător care ține 10-15 perechi, pentru că se ocupă mult mai bine de ei, îi hrănește mult mai bine, cu mâncare mult mai calitativă și așa mai departe. Da, corect, trebuie să cumperi mâncare multă pentru mulți porumbei. Da, și asta sunt discuții foarte bine, aici e o teorie care nu are sens acum. Da, cam asta ar fi în mare. Da, cam asta ar fi în mare. Asta... Acolo nu te bag, că n-am lumină, oricum nu ai ce. Da, nicio problemă. Și aici mai am încă un compartiment la fel, n-ai ce să vezi, pentru că este întuneric, acolo n-am lumină. Da, pentru pui, aici țin pui în timpul sezonului, la fel și aici, deci am 2 compartimente de pui, 2 compartimente de reproducție, Două compartimente de masă. Mai știi ce? Mai multe informații la tine poți să le dai. Bine, aia clar. Mai faci tu videoclipuri automat, așa că vă las. Să înțelegeți mult mai multe despre portofoliu și așa mai departe. Link-ul vi las în descriere de la canalul lui Răzvan. Când mai are timp, când poate să posteze, postează. Așa că duceți-vă să vă abonați la el și vedeți acolo dacă sunteți pasionați de voiajorii de concurs și cunoașteți mai multe. La revedere, dragi prieteni!